doamne și domnule, bine v-am regăsit! Nu mă mai enervez la emisiune. Am gândit că asta e o țară pentru care nu mai merită să te enervezi. Nu țara e de vină cu munții, câmpiile, istoria și asta, și o anumită populație, vreo nu mai mult de 2000 de oameni, să o garantez pe numărate dacă vrei, nu mai mult de 2000 de oameni care fac din țara asta o nu în care să trăiești foarte greu. Mă, uitam azi la televizor. Am văzut pe Blaga, dar atenție, a fost bugetar toată viața. Ceva șef pe la Vămi, că acolo știi că numai din salariu s-a trăit toată viața, și după aia parlamentar. Astăzi DNA-ul i-a pus sechestru pe 700.000 de, de euro. Și m-am apucat. 700.000 de de euro. Ai fost bugetar toată viața. Ziceam că ai câștigat 1000 de euro pe lună. Sunt bani. Asta înseamnă 700 de luni. Care îmi face din regie 700 de luni câți ani? Isi vreo 60 de ani. Adică domnul Blaga, ca să-și facă averea asta pe care i-o pus DNA-ul. Domnul Blaga, de la PNL, da. De dreapta. Pe care i-a pus DNA-ul sequestru, nu cred că are 60 de ani. Dar să zicem că are 60 de ani. Înseamnă că din clipa în care s-a născut, el a câștigat 1000 de euro pe lună. Sigur că nu a nimic, nici pe mâncare, nici pe mașini, pe nimic, pe haine, pe nimic. O trăi numai din alocația copiilor, din salariul nevestei, ca bugetari. 700.000 de, de euro, tată un tip care vine să-mi spună că bă, politica în România se face greu. Hai să vedem care numărăm voturile, care face mai, care face mai. Vorbim de un tip în care o mulțime de oameni și-au pus speranța că ar putea face ceva, o alternativă la perestroica domnului Iliescu. Și în țara asta se dovedește sau cel puțin în politica țării este, sau din țara asta, se dovedește că aceia care vin cu alternativa, nu știu cum se face, dar sunt la fel de bogați ca aia care îți de partea aia la alta maricadei. 700.000 de, de euro poprire pe o avere de bugetar. Tată. Acum eu înțeleg că PNL-ul, liberalii, tac, N-am mai văzut-o pe Alinuța la televizor de când. Și chiar mi-e greu pentru că e extrem de greu să trebuiască să facem fiecare seară emisiuni și vorbești despre actualitate, tata. Ori dacă în actualitatea aia nu mai intră Alinuța, nu mai intră ăla, 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 ăla. Doar ăștia de la PSD mai guralivi și mai mai cu știri în ei ești obligat să te referi la ăștia de la PSD. Atunci lumea va spune, uite, antipesedistul naibii. Dacă ar fi fost el de la PNL, mai guralivi, m-aș fi referit mai mult la aia de la PNL. Și atunci ar fi sărit nu știu cine de la PSD să spună, uite bă, vezi, antiliberal băiatul. Asta este dilema cu care mă confrunt în fiecare seară. Cum să fac să arăt știrile din țara asta? Știrile din țara asta pe care nici nu prea le vezi comentate la televizor decât din anumite perspective. Băi, dacă zic de blaga, mai face PNL-ul contract cu mine. De publicitate. Că vine campania. Dacă zic de PSD, îi mai lasă dragnea pe aia să-mi dea niște bani. Cam așa se pun problemele în multe, 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 multe organilii de presă o să vă arăt o știre pe care n-ați văzut-o. Nicăieri în televiziune. E vorba de o știre din Teleorman, de la domnul Dragne de data asta, ca să mergem de la PNL la PSD. Eu n-am vrut să cred că e adevărată. Și o să vă spun ce am făcut. Informația de Teleorman, tinerii din PSD Teleorman au scos bolnavii din saloanele Spitalului Județean pentru a-și face clipul de promovare. Aici vedeți, eu m-am uitat pe clip, îl găsiți pe pagina de Facebook al TSD uh, Teleorman. Aici e o doamnă care spune că mulțumește, trărăm, cel bine se simte, că există civilizație și mare, mare, mare europenizare de Teleorman. Bolnavii au fost scoși pe au fost scoși pe, sau pe, cum e zice, pe coridoare, care cu perfuzie, care cu nu știu ce. Băieți, hai că vin băieții să facă filmul de promovare pentru TSD, tineretul din PSD de lor. Am pus-o pe Facebook. Reacții pe Facebook. Bă, sigur, e o glumă. E băză, E ca aia de la Times din Roman. Am zis, bă, dacă e așa. Caută numărul de telefon de la informația de Teleorman. L-am găsit. Sunt pe redactorul șef. Bună ziua. Sunt German de la Cluj. O să-mi confirm chestia asta. Și zice, da. Poți să să-ți o confirm. Găsește acolo clipul, găsește acolo aia, 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 aia. Așa au făcut, au venit. Salonul ăla în rezerve. Salonul ăla îl vrem pentru filmări. Hai băieți, luați-vă perfuzie. Stați acolo pe coridor până filmăm noi. Vorbeau cu bolnavii. Uh. Și am mai povestit un pic cu redactorul șef de la Informație de Teleorman și am zis, Bă, dar de ce totuși nu ieșiți cu știrile astea în presa națională? Și ce s Voi acolo trăiți într-o lume liberă. La Cluj, la București, la Iași, la Timișoara. Noi aici trăim într-un fel de bantustan în Teleorman. Cine mișcă, mișcă în brișcă. Ceva în genul ăsta. Dacă voi nu ne ajutați să dați aceste știri și pune o mare să se vadă informația de Teleorman, fortere. Dacă voi nu ieșiți și nu ne sprijiniți pe noi care mai avem așa câte un, câte un câte o urmă de creion în vârful degetelor, noi vom muri aici în teleorman. Pentru că voi nu vă dați seama spunea redactorul șef, ce e aici în teleorman. Voi nu vă dați seama și râdeți la televizor când vedeți că Dragnea este primit cu pită și cu vin sau pită și cu sare ca altădată Ceaușescu. Dar atenție! Lucrurile alea chiar se petrec. În spatele unei astfel de întâmplări, cu pite, cu sare, cu vin, cu a sufletul de stăpân, se află un întreg comportament social colectiv. Ce știți voi despre grofi, despre boieri, despre nobilime, este zero față de ce se întâmplă în mari. Și îmi mai dă niște, niște referințe. Știi că domnul Liviu Dragne a împlinit. Nu știu, a fost ziua lui. Bă, când e ziua ta, ok. La mulți ani, SMS-uri, să-ți fie nu știu cum, să fii sănătos, ca orice om. În Teleorman nu. În Teleorman s-au adunat tinerii. Se spună că dată, șoimii patriei, pe lui Lalt, da. Cu ocazia zilei de naștere, TSD Telorman a găsit încă un prilej de a vă mulțumi tot sprijinul acordat și șansa pe care ați dat-o tinerilor din Telorman în realizarea tuturor proiectelor. La zi aniversară vă dorim sănătate, multă putere de muncă, un sincer la ani! Voi vă dați seama în ce țară trăim? Voi vă dați seama că oamenii aia din Telorman care vor și ei libertate, exact ca în București, ca în Timișoara, ca în Cluj, ca în Iași, au o problemă. Și atenție! au o problemă cu propriile aspirații, pentru că atunci când 26 de ani ești tot pus cu botul pe labe și vrei să te ridici iar ești pus cu botul pe labe și vrei să te mai ridici atât și iar o iei peste bot. Încep să crezi că, de fapt, locul botului este lângă labe, tată. O să zici, ești rău, germane, antipesedistule. Eu, băieți, să vă arăt ce a realizat domnul Dragnea în Teleorman și îl citesc pe Mircea Mariană jurnalist, care o luat așa, de la A la Z. Total investiții străine, 62 de milioane de euro, locul 3, 6 pe țară. Șomaj, peste 10%, aproape dublu față de rata la nivel național, locul 1 pe țară. Cea mai mare rată de depopulare la nivel național, în Teleorman. Ultimul loc din țară la sosiri turiști străini. Scădere economică în 2015 de 2,1%. În timp ce în România creșterea era de 3,7%. Creștere. Producția industrială a scăzut în 2015 cu 17,1% în teleorman. Exporturile au scăzut cu 20% în primele 10 luni din 2015, față de perioada similară din 2014. Să ne imaginăm cum va arăta economia României dacă Dragnea ajunge premier, zice Mircea Marian. Și atunci, întreb, bă, ce țară vreți să construiți? Eu vă dau cuvântul meu, Dumnezeule. S-ar putea ca mulți să se simtă jigniți. Și nu este vorba de PSD. Și nu este vorba de PNL. Este vorba de orice partid, din orice ideologie. Când un partid face absolut orice ca să preia puterea și scrie cu litere mari absolut orice, eu cred că acel partid ar trebui interzis. Cum ai făcut chestia asta, naziști? și comuniști, tată. Absolut orice. Ori eu aș mă aștept acum. Eu n-am nimic cu omul Dragnea. Nu-l cunosc, nu mă cunoaște să fie sănătos cu mustața lui. Dar ar fi onest din partea lui Dragnea să schimbe toată organizația aia de entuziaști tinerei de la TSD, Teleorman, care au îndrăznit să-și filmeze clipuri electorale în spital paturile goale, făcute frumos cu... Nu? Bolnavii unde erau? Îmi spunea redactorul șef de la Informația de Teleorman, să știi că în spitalele din Teleorman de obicei se dorm, cam, dorm cam doi în pat. E înghesuială la mare. Bașca faptul că ăștia și-au făcut poze și clipul lângă sala sporturilor care e făcută cu fonduri europene. Spitalul a făcut cu fonduri europene. Deci nu se merite decât ale contribuabilului european. Și în timp ce investiții IOC, scădere economică, în timp ce România toată are creștere economică, Producția industrială scăzută cu 17,1% în 2015, hai să-ți arăt un început de știre ca să știi că de aia e știre. Despre bogăția domnului Dragnea. Dacă la nivelul solului nu-ți poți da seama care este întinderea domeniului familiei Dragnea, din aer dimensiunile capătă proporții colosale. Dincolo de gardul înalt, domeniul baronului de teleorman este demn de invidia oricui. acul baronului Dragnea se află într o curte de 6895 de metri pătrați, mult mai mare decât un teren de fotbal. Interesant este faptul că o pânză verde de camuflaj ascunde de privirile curioase casa baronului. Liviu Dragnea a montat strategic această pânză pentru a feri proprietatea de ochii alegătorilor. Mai are o intrare pe altă stradă. Pe altă stradă? Da. Da, că de mare Într-o stradă noastră, pe lat. Și așa, nu știu. Și ce? Fundul are intrare și pe, și pe strada asta, și pe strada cealaltă. Da? Ah, și toată distanța, distanța dintre străzi, este lui Și asta are la mijloc. Nu, 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 nu Așa ce bine nu fi nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu să nu știu, nu E fain. PSD zice că vrea să-l pună în premier pe domnul ăsta? să -mi facă mie legi la Cluj, la Iași, la Creova, la Timișoara, la București, la Constanța, la Sighet, la Megidia. Ca să ce? Ca să ajung și eu în titluri de la din capital? Teleorman, condamnați la sărăcie, scrie capital de a trebuie să ajung eu. V-am spus că nu mă mai enervez. Deci atâta vreme cât se întâmplă astfel de aiureli și tu mi arăți tot timpul niște șmecherii. Ați găsit capital. Teleorman m-am condamnat la sărăcie. Uite la -i. Asta este. Teleorman m-am condamnat la sărăcie. Consiliul Județean pe Cea mai mare rată a șomajului, una dintre cele mai mici rate ale PIB per capita, economia locală Prea strâns legată de un singur om de afaceri cu probleme penale. Există vreo soluție? Da? De aici e și Dragnea, de aici e și Adrian Videanu, de aici e și are acolo afaceri Ioan Nicolae, miliardarul. Zice stată pe cine vreți să faceți să băgați premier. Acum o să vă zic eu și am promis că nu mă enervez. Am văzut că a început lupta pentru pomana electorală. Am văzut cu ieșit medicii în stradă, au ieșit asistenții în stradă, sindicatul Sanitas în stradă. Întrebare. Sindicatule, dragă, de ce nu ieși când guvernează PSD-ul? De ce ai prosti oamenii acum să iasă? Plângi de mila salariului unui medic? Plângi de mila asistentei? Hai să ne uităm cât au salariu? sindicaliștii. Președintele sindicatului Sanitas, care a declanșat greva generală în sănătate, câștigă 7500 de euro pe lună. România Liberă, Mircea Marian, 1 noiembrie 2016. 7500 de euro pe lună. 7500, da? Cel mai bine plătit lider sindical. Da? Bun. Mai dai mai sus. Dă-i, 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 dă, -i, dă, -i, dă, -i, dă -i. Bă, răscu, stop. De așa? a preluat conducerea sanitară de la Marius Petcu, care e în pușcărie acum, șapte ani de pușcărie, 1,4 milioane de lei noi de la administratul unei firme în schimb a atribuirii unui contract pentru lucrări la centrul de educație nu știu de care Snagov. Însă, băieții au grijă. Presa susține că Bărăscu e finul lui Petcu. Secretar general al Federației este în continuare Claudia Petcu, soția lui Marius Petcu, ea fiind salarizată cu circa 6.000 de lei pe lună. Și să vedem noi cine este, da? prim vicepreședintele Sanitas, Marius Sepi, l-ați văzut azi dimineață pe toate televizoarele. Are și el venitul mult peste orice medie, medic din sistemul de stat. 3.250 de euro pe lună. Cine este domnul Sepi? Până în 2011 a fost vicepreședinte al PSD Alba. În urma unui acord între le Frăția și partidul ăsta. Și ce zice? Da? Nu ascund, o să folosim Partidul Social Democrat la maximum posibil. Și ei, la rândul lor, o să ne folosească pe noi, ceea ce mi se pare până la urmă corect. Spunea Sepi în 2010, tată. În 2010. Adică, băi băieți, noi susținem PSD-ul, PSD-ul ne susținem pe noi. Și acum, când ai văzut că bugetul României este la limita limitelor, România semnând cu Comisia Europeană, așa cum au semnat toate țările, că nu depășește 3% din PIB, acum ai venit și ai zis, ce e asta? România? Spang! Un șut în gură. Eu vreau bani. Mie să-mi dai bani. Da? Și să vă arăt cum stăm. Atenție! I-am auzit pe o grămadă dintre politicienii de stânga vorbind, domnule, nu ne trebuie chestii de asta, impact bugetar, ce porcăriile astea. Ce sursă de finanțare, colom din creșterea economică. Să vă spun o treabă. În 2009, Comisia Europeană prognoza pentru România undeva la 5% creștere economică. În 2010, a murit toți. Au început, da, tăierile. Ce s-a întâmplat acum? Ce se întâmplă acum? Și nu-i atent omul de rând? Republica.ro Cioloș, după noaptea pomenilor lungi, s-au adunat peste 9 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro, peste 1% din PIB. Ori creștem deficitul, ori reducem investițiile. Și ce zice Cioloș? Pe Republica .ru. Din perspectivă bugetară, cu tot ce s-a votat în aceste ultime luni, în pregătirea campaniei, din păcate, cum ne-a Parlamentul, s-au cam adunat peste 9 miliarde de lei. Deci peste 1% din PIB. Asta înseamnă ori creșterea deficitului, ori dacă vrem să ținem limitele deficitului, să reducem investițiile. Noi avem alocate 40 de miliarde pentru investiții care ar trebui să se ducă la locuri de muncă. Ori asta însemna reducerea fondului de investiții. Să înțelegeți despre ce e vorba. Vin băieți în Parlament și zic că așa vine campania electorală, autostrăzi, nu școli, nu irigații, nu sănătate, nu ce facem. Omeni, pe cum să dăm pământ că nu avem bani? Lăsați-l acolo că cioloș, oricum să le plătească. Dacă nu, vedem noi. Când au venit ponta, tot așa, facem, trecem, dă să meargă. Ne-am trezit cu taxa pe stâlp, taxa pe benzină, taxa pe mumă -sa. taxa pe tată sau -so. taxa, taxa pe soră sa lui Dracușa, lui Skaraoschi. Da? Asta se întâmplă. Acum, într-un fel, eu îmi doresc ca România, ca să se poată deștepta, nu doresc rău nimănui, pentru o perioadă, măcar pentru o lună, să nu poată plăti pensii și salarii. Pentru că noi altfel nu conștientizăm că, băiete, când ai un ban, nu poți să faci ca Tăricianu, după ce o vândut banca mare la francezi, am vândut o cu 3 miliarde de euro, ce facem? Hai să facem niște autostrăzi, dezvoltăm afaceri pe lângă. Nu, nu, nu. Măriți pensiile. Angajați bugetari. 160.000 de bugetari s-au angajat în perioada tovarășului Tăricianu. Pe care n-ai mai putut să dai, să dai afară, ea a angajat, tată, banii de la vânzarea băncii s-au terminat. Și atunci ai făcut un efort. Noi oricum ne împrumutăm pentru pensii și salarii. Nu mai gândiți-vă. Și aici l-aș întreba. Ia uite. covenit tovarășul sindicalist să anunțe că o suspenda greva generală, dar dacă lunea viitoare nu s votate mările de salarii, se rea. Domnul Marius Sepi, fost consilier județean sau ce ai fost prim vicepreședinte la PSD. Păi eu mă așteptam să ieșiți în stradă să spuneți așa. Păi domnule, un miliard și jumătate de euro în fiecare an se duc pe pensii speciale. Iată ieți voi pensiile speciale. Că așa, așa aveți voi în Parlament o grămadă și dați-le medicilor și asistentelor. Dați-le profesorilor, măriți subvenția, faceți irigații. N-am auzit niciodată vorbind despre asta. Însă, însă, băieții vin exact când dau nevoie unele partide de ei. Și reau. Iarăși, de data asta din adevărul. Pentru că presa scrie, la televiziune mai rar. Cine este Mariu Sepi, liderul sindicatului Sanita, s-a în grevă. Fost vicepreședinte PSD-Alba și consilier județean și să vă dau tot citatul. Venim cu gânduri mari, zicea în 2010, domnul Sepi. Vrem să ne implicăm în activitatea socială a județului Alba. Nu ascund faptul că o să încercăm să folosim PSD-ul la maxim posibil, cei ei la rândul lor o să ne feresească pe noi, ceea ce mi se pare până la urmă corect, pentru că ne place, ne place, reprezentăm până la urmă marea masă a muncitorilor din România, care în general agrează programe de stânga. Programe de stânga? Păi programe de stânga ar fi fost, domnul Sepi, să dați cu pumnul masă, nu în 2010, uite în 2015, de exemplu, când Ponta mai era la putere. Că erai tu PSD acolo, cu atât mai mult. Domnul, vicepreședintele PSD Alba, eu vreau să spun o chestie, mai Ponta. Când? Hai să vedem tot din adevărul. Că luat. Să vedem. PSD se opune sequestrării averilor furate în 12 octombrie 2015 înainte de colectiv, scria adevărul. Și să citez. Senatorii trebuiau să voteze proiectul inițial, inițiat de guvern, care prevede înființarea Agenției Naționale de Gestionare a Bunurilor Sequestrate, instituție care ar urma să se ocupe de recuperarea prejudiciilor proveite din infracțiuni. Cu puțin înainte de ședința plenului, PSD a scos proiectul de pe ordinea de zi. Deși inițiatorul proiectului de lege a fost chiar guvernul, că era PSD, prin Ministerul Justiției, Cazanciuc, senatorii PSD s-au opus. Înainte de votul în plen, ministrul justiției, Robert Cazanciuc, a fost la ședința senatorilor PSD încercând să-i convingă să voteze proiectul de lege prin care se confiscau averile corupților. Și PSD-ul a zis, Niet! Ce zice Robert Cazanciuc? Tot din adevăr. Am avut discuții la grupul PNL și la grupul UDMR și azi am încercat. Să explic grupului PSD principiile acestei legi și am primit destul de multe întrebări referitoare la textul propus. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor, sper că mâine să am un vot favorabil din partea grupului PSD cu care am negociat. De ce nu te-am văzut pe acolo, domnul sindicalist? Vrea să ieși. scoate mai asistenți în stradă, scoate medici în stradă, celălalt scoate profesor din stradă, nu se poate să-mi spuneți că cineva poate să fure și să rămână cu averea după ce scrie ții patru cărți în pușcărie și în loc de trei ani face patru luni. A nu s-a făcut, nu? Nu s-a făcut. Da? Să mai luăm. Adevărul. Și ce s-a mai dus? Cine sunt parlamentarii care au votat împotriva sequestrării averilor? Și PNL, și PSD în aceeași barcă. Aici îl vedeți pe domnul Puiu Hașoti de la PNL, unul dintre cei care au votat împotrivă. Adevărul, fotomedia fax. Da? Așa că despre ce greve vorbim noi? Despre ce politică vorbim noi? A, o să vorbim despre buget, băieți. Că vreau să reau chestia asta. Îmi doresc, la modul onest, și ca o curățire, și nu ca o lovitură sub centură, ca măcar o lună să nu se mai plătească pensii și salarii. Pentru că altfel nu înțelegem, tată. Altfel o să fim tot așa. Ce -o dat? mi o dat o pelerină, mi-a mărit pensia, mi-a mărit salariul. Nu contează că după aia arad economia. Nu contează că nu mai faci investiții și nu mai faci locuri de muncă. Contează că ai dat pomana. Din 4 în 4 ani în România se dau pomeni. Din punctul ăsta de vedere, dragă domnule Cioloș, eu l-aș vota pe Dragnea prim-ministru. Ai votat? Dă, tată, pensii și salarii. Să văd cum, cum explici tu celor de la care ei împrumut în fiecare lună să pătești pensii și salarii de la stat. Știți? Nu mai am deficit de 3% cât am negociat. Am către 4,4% deficit. Și eu o să spună ce ai zis, Dragnea, 4,4%. bagă publicitate. În spital, electorală. De asta este vorba, tată. Despre asta este vorba și cel mai mare pericol este să nu... să nu ne prindem că începem să semănăm cu ei. s am povestit de blaga. Bugetar, sărac, bugetar. Dar nu a avut o problemă când a intrat la DNA. Asta este 700.000 de euro sechestru, Bă, băiatule, în 60 de ani, cu un salariu de 1.000 de euro pe lună, 700.000 de, de euro. Cu condiția să nu mănânci nimic. Să nu-ți cumperi un nasture. Să nu mergi nici la cofetărie cu mândra. Nu e o problemă. Nu e o problemă. Mergem înapoi la PSD. Ai văzut astăzi Bă... baronul de Prahova. optan de pușcărie. ăla, Mircea Cosma, Fiul baronului de Prahova. 5 ani de pușcărie. Nu sunt definitive sentințele. Mergem înapoi la PNL. Aristotel Căncescu. De la Brașov. Președintele de Consiliul Județean. După Grati Și partidele n-au știut nimic. Partidele acum stau și... Hai mă, l -a luat pe Aristotel. Ai e mie, dar oare Nu credem așa ceva. Pe Cosma nu se poate, zice PSD-ul. Să-ți arăt? Șmecheria asta, Comisia de Integritate. Știi ce face Cosma? Deci gândește, Cosma, 8 ani de pușcărie, într-o primă fază, nedefinitivă, Fiuso, 5 ani de pușcărie, într-o primă fază, nedefinitivă, și partidul, ce zice? Familia este la putere. România liberă. Baronul penal de Prava își bagă Beizadeu în Parlament. Andreea Cosma este, deși e judecată pentru complicitate în abuz la serviciu asta e fata. Avem voie să dăm cu atâta așa de puțină fustă pe ea? Avem. Că dacă face poză, face poză, nu. Ia să vedem. Baronul de Prahova, Mircea Cozma, a fost președinte al Consiliului Județean. Vrea să-și trimită răfica în Parlament. Andreea Cozma, de profesie notară, a fost trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar în care este acuzată că a acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare, prin care nu știu ce Industrial Park, am mai multe imobile ce făceau parte din activul Ciupercească. În legislatura 2012-2016, fratele lui Vlad Cosma a fost deputat PSD, iar majoritatea parlamentară l-a protejat de arestarea solicitată de DNA. Acum află, tați s-a culat 8 ani, fratele s-a 5. Familia, când zici familia penală este o metaforă? Nu este o metaforă. Băiatul. Și tu îmi spui mie că o accepți pe listă. Și ai comise de integritate și trisferturi, oameni noi, zicea Dragnea. Și acum aflu că ghiți cine candidează la Ilfov pe listele PSD-ului. Îți amintești -am de Cornelius Roșianu. Cauți un pic pe Google Cornelius Roșianu sau pe YouTube. Ăla care venea pe timpul lui Ceaușescu la televizor să ne spună că a crescut producția pe cap de locuitor, că avem cele mai tari grâne din țară, din lume, că Ceaușescu este mândra noastră și mândria cu în în ghiul făclia. Știi? Ăla tată. Sunt oameni noi, zice domnul Dragnea. Băiatule, ăla este un om foarte vechi, dintr-o țară foarte veche, pe care vrem să o uităm. Ai găsit ceva cu Cornel Rușianu din pe vremea TVR-ului? Că să vedem și noi cine-i domnul tată. Să vedeți oamenii noi. Să-i vedeți și voi, să recunoașteți că poate nu... Poate nu-i mai țineți minte. Da, domnul Roșianu îl vedeți la Revoluție. Brusc, o zis, eu democrat, să mor eu dacă am vrut să vă spun cu cât o crescut producția de oțel pe cap de locuitor. Și acum vine pe listele PSD. Și PSD-ul zice, la oameni noi, oameni, păi, tată, bă, noi avem, noi avem cadre de nădejde. Cadre de nădejde, tată. Eu vreau să arăt altceva. Pentru ăla care are de gând să voteze partide care pun pe listă corupți. Atâtica. Dacă există o suspiciune de corupție, n ar trebui să fie niciun om pe liste. Pentru că pe omul ăla tu plătești patru ani de zile. Un salariu bun, îi dai și secretară plătită, îi dai și mașină, îi dai și bilete de avion gratuite, pentru el gratuite că din buzunarul tău. În fiecare zi îi plătești apa, gazul, curentul, tot, hotelul îl plătești. Și atunci de ce să, dacă am încă un milion necorupți, de ce să aleg unul la care planează suspiciuni? Da, tată, gândiți-vă de 10 ori. Dacă nu v-am convins, vă dau din România liberă. Editorialul Mălimbot. Gândește la ratele tale și la sărăcia din jur înainte să plângi de mila vreunui inculpat din politică. Toți penalii din politică, zice Mălimbot, cercetați pentru că au deturnat zeci și milioane de euro din bani pentru școli, spitale, drumuri sau alte proiecte publice, cercesc acum mila publică, cu ajuns la anarhie, la ananghie judiciară. Înainte să vă apuce vreo urmă de sentiment de milă pentru astfel de specimene, faceți o comparație simplă. Puneți lângă prejudiciile de 10 și sute de milioane de euro sumele pentru care un român obișnuit, onest, e sclavul băncilor zeci de ani. Un credit de 40.000 de euro pentru un apartament de două camere, la care plătește 30 de ani rate un român cu venituri medii, este mizilic pentru șmecherii care au făcut zeci de milioane dintr-o singură învârteală. Cei care le plâng de milă marilor inculpați ai patriei ar trebui să se, zgând să se gândească și la cum am ajuns să murim cu zile în propria țară, pentru că toate sistemele sunt aduse în pragul colapsului de prea multă hoție. Până să fie prinși de procurori și băgați după gratii de judecători, cei care răgnesc acum după drepturi și milă publică ne-au căpușat de ne-au sărăcit. Și noi am votat de i-am îmbogățit. Ăsta e baie. Da? De ce ar trebui să le plângem de milă? Adevărul e că încă nu primesc ce și cât merită. Pedepsele sunt prea mici pentru asemenea prejudicii amețitoare și mai ales pentru răul pe care l-au făcut tuturor. Oamenii simpli ajung să fie sclavi ai băncilor pe zeci de ani pentru că trăiesc într-o economie care nu se dezvoltă tocmai din pricină că a fost parazitată până în pânzele albe de mafia din politică. Pentru că ei să se îmbogățească dincolo de orice limită a decenței Milioane de români trăiesc chinuiți la limita traiului decent. Sistemul încă bâșbe e cam dubios când e vorba să le confiște averile ca să recupereze totul până la ultimul bănuț. Cei mai mulți dintre ei rămân cu averile obscene după ce își pășesc pedepsele revoltător de mici. Așa că nu avem de ce să le plângem de milă. O să fie votați. Eu sunt convins că o să fie votați. Și deja nici nu mai zic că omul îi devină. S-am zis când un sfert de secol ești pus cu botul pe labe, când un sfert de secol te uiți că degeaba stai, degeaba ți-o da legea moților că nu poți să-ți recuperezi pădurea, degeaba o zi să ia că Delta e rezervație specială și tu vezi că icile negre tă la aia din ministere pleacă. Degeaba ai tu cel mai bun teren în Teleorman. A venit băiatul din Liban și a zis, a meu este această pământă românescă, Aici eu mă îmbogățesc că nu tu. Și tu stai acolo, tată, și te miri. Bă, ce dracu am făcut cu democrația asta? Nimic, că am adus boieri noi, i-am importat din Orient. Și atenție, nu sunt oameni care au cumpărat. Oameni care au luat de la agenția statului. Agenția aia statului, cum dracu se numește, cu agricultură, acolo, când vezi că insula Marea Brăile este a unui singur om, o fost comorită la. Toată insula tată. Deci o bucată din România au venit cineva și au zis ia o sufletul de făniță. Când vezi că o stațiune ca Herculane ajunge proprietatea unui portarm, valet de la de deschide ușa, când merg la hotel. Numai pentru că eram PSD, tată. Când vezi că apele minerale din secuime nu sale secuilor, nu, nu, sunt ale șmecherilor printre care unul condamnat pentru terorism. Dar înainte de terorism era pe lista de partid, domnul Dragnea Omar Haisam. Nu era acolo, era cât să fie senator. Era pe locul 3. Când vezi că sărăriile, minele de sare, nu? Îți luate de la București, de la minister. Nu cumva să aibă ea de la Cacica vreo o idee să facă turism. Sau ea de la Pride. Nu, tată, sunt ale noastre. Nu? Nu? Corect. Și permisul când ți-l schimbi în țara asta, scrie acolo, direcția permise, ministerul, paf, 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 București, trimis banii, tata. Și dacă îl întreb pe unul, pe un polițist din Megidia sau din Clus sau din Iași, ce faceți cu banii de permise? Nu știu, vere, că noi încăldăm din salariu să avem coldele a 4 Și mai punem din când în când benzină de la noi. Nu? asta e pomana electorală, tata. Vin băieții și spun, bă, mărim pensiile. E ca și cum eu am 1000 de lei salariu, dar mă duc la copii și le zic, bă, băieți, de acum încolo vă cumpără tata iPhone-ul la atât și ne cumpărăm și o mașină. Din ce, tati? As că luăm împrumut. Da? Și cum faci? Am luat niște steroizi, mai le tata la, la sală și duce 50 de saci în gară, încarcă și descarcă, nu 30 ca până acum. Am da, mă, tata, și dacă ți se rupe o costă? Oh. și o faci o criză. Cum mai fost criză de asta? Păi atunci vă taie tata abonamentul sau vă trimite și pe voi la muncă. Dar noi suntem mici. Munciți pe ta e dracu. Dar la tata o țigare. Voi aveți impresia că toată lumea s-a născut ieri. Voi aveți impresia că o criză nu mai vine. Amintiți-vă, tată. Amintiți-vă cum s-au tăiat salarii. Că dacă nu se teau salariile, eram astăzi în faliment ca grecii. Să nu crezi că dacă va veni și indiferent cine va veni, Dragnea să vină premier. Este o relație de interdependență în tot ce înseamnă economie, finanțe, tot ce vrei tu, chestia asta mondială, de a globalizare. Dacă ai impresia că îl vor lăsa cei din afară să-și bată joc de toată țara și să tragă alte țări după ea, te înșeli. Îți amintești când o veni ponta a jos? Facem, dregem, trăiască, mândru că român, 2012, august. Și când l-o Baros, Barosul și zice, băiatule, nu vii un pic până la mine la birou. Să bem o cafeluță. Și a și ponta și avea 11, să trăiți, nu mai fac, să mor eu, să mor eu, dacă mai fac, cât trebuie să completez 11 puncte, trăiți domn Baros o pața și așa este în globalizare, băiatule. Poți să faci porcării la tine în țară dar nu te va lăsa nimeni să-ți bajoc și de celelalte țări. Și eu îți garantez că după exemplele Poloniei, Ungariei, Europa s-a cam prins că în estul ăsta, deși au blugi noi, nu și-o spălat și -o spăla -o rapid de vreo 30 de ani. Și atunci nu s-așa dispuși să zică, nă lasă-mă că e Uniunea Europeană și nu există exituri. Păi Brexit-ul, era să fie Grexit-ul. Și la un moment dat se uită la tine și zice, bă, tu, tu deranjezi. Nu ești în plus pe aici. Și în momentul ăla, eu pun întrebarea. Dragă domnule Dragnea, dacă domnule Blaga. Dacă unii vor vrea spre Est și alții vor vrea spre Est. Pentru că baiul cel mare în țara asta, și nu a fost bai de asta, nici în 46. Că în 46 erau o mie de membri de partid, de P PCR, de Partid Comunist. Baiul cel mai mare este că acum s-a formatat o masă critică. O masă care nu are nici o problemă în a refuza Uniunea Europeană, în a-și băga picioarele în tot ce înseamnă euroatlantism și 52% care l-ar vota mâine pe Nicolae Ceaușescu. Dincolo de paradoxul că noi devenim, ne place comunismul, nouă ne place comunismul după ce l-am dat jos pe comunistul de Ceaușescu, asta este o chestie care o să ne doară generații la rând. Masa asta critică, ăștia care chiar n-au niciun chef de Bruxelles, ăștia care confundă Bruxelles-ul cu Moscova, Bruxelles-ul cu în alta poartă, ăștia vor merge la vot în Șansa noastră e pentru cel puțin 3 milioane, 4 milioane de români, îi să plecăm. Baiul lor e că nu le pasă. Și atunci o să facă în așa fel încât să nu rămână piatră pe piatră. Adică, ce ne interesează pe noi democrația? Ce ne-a adus nouă democrația? Că mai sunt întâlnări de ăștia care se întreabă. Este petiție online. Și-o semnat 20 și ceva de mii de oameni. Petiție pentru ieșirea României din Uniunea Europeană. Semnează părintele nu știu care. Opa! Greții? Mergem după modelul grecesc al cretinilor de aia de la, de la Atos, care stau la și își mâncă negru de subungie de ciudă că ei nu pricep ce înseamnă lumea asta? Da? V-am arătat cum băgau că, domnule, tăs, toia să fie ortodox, toată lumea, atenție la buletine, nu vă vaccinați și prostii de-astea. Aia vreți? Vreți înapoi în mediu? Mă băieți, hai să împărțim țara în două. O parte să ia care vor modernitate, o parte să ia care vor ev mediu. Facem schimb de locuințe, asta e partea de Românie modernă, asta e partea de Românie ev mediu, facem o colonie frumoasă la voi, merem exact ca în Africa, voi pregătiți dansuri de alea populare, țurai, 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 țurai noi mergem, vă mai dăm așa câte un euro, mai bem ceva la voi, mai mâncăm ceva la voi, cum mâncă ăștia când merg în Africa, și venim înapoi din vacanță și voi trăiți, faceți cergare, cum fac ăia, sculptați din lemn, și atunci știm o treabă, tată. Și punem România modernă, România din Evul Mediu. Schimb de locuințe, vii din Iași, vii din Cluj, vii din nu știu, găsim de o parte. Probabil mai spre vest. e mai aproape de modernitate. Și atunci a terminat povestea. Suntem frați, suntem uniți, suntem țuțu. Numai că voi cu valorile voastre, noi cu valorile noastre. Că nu poți să-i ceri. Eu l-am avut aici pe Andrei Postolache în emisiune. Tipul ăsta din Iași. Păi un tip briliant. Briliant. Și mă uitam la el și mă gândeam bă, totuși să fim un tip atât de fain. Să ai o afacere care îți merge și pe care tu ai dus-o de la primul pix cumpărat până la ultimul contract și se trăiești într-un oraș în care primarul îi băgar la bulău că își urmărea amanta pe nu știu unde. Într-un oraș în care tei, tei, vorbim de Eminescu deja, de cultură, îți tăiați ca să pui în loc tradiționalul salcâm japonez. Mă uitam la el, el vorbea, îmi povestea despre USR, că e băgat acolo și de asta și mă fulgera prin gând. Păi totuși, cum e să trăiești într-un astfel de oraș? Cum îți să trăiești într-un astfel de oraș care te refuză? Îți refuză orice competență. Îți refuză orice, orice mână întinsă a salut. Eu, antreprenorul, vreau să dau înapoi orașului, nu știu, în afară de impozite din astea, poate cumpăr o pungă de dulciuri la o grădiniță pentru copiii săraci. Ce nu are vreme să te primească l-ai cu amanta acolo și ai, cu cine e aia, o liga duce, nu te vezi cu cine A, da? am văzut într-o seară pe Nichita la Ghiță TV. Mă dar eliberat? Asta... Era acolo, vorbea despre ce trebuie făcut în politică, tata, și rezolvam probleme și... Băiatule, tu... băi, bă, în sate, când un tip are problemele tale, nu mai iese la crâșmă trei ani de zile. În sate, oamenii îl refuză, nu stau la masa lui, nu vor să bea vot, că poți să plătească iar rânduri peste rânduri, sătenilor. Nu te duci că nu-i mai din ocolul tău, are alte valori, prea, știi? Nu au nicio treabă ăștia. Vin și spun, uite, aia trebuie făcut, aia trebuie făcut, aia trebuie făcut. Știți unde o să se ajungă cu ăștia? o să se mărească taxele, băieți. Pentru că trebuie să înțelegi că țara asta trebuie să producă niște bani, ca și cum avea tu un SRL. Tu sau eu sau mătușa ta sau mătușa mea, fiecare avem câte un SRL. România SRL. Se România SRL? Dincolo de faptul că în România asta SRL există și un stat, există și un privat, există mai multe birouri, între birouri trebuie să fie autostrăzi sau ce vreți în coridoare și de-astea, ea poate să producă atâtica. Hai că mai ai împrumut de la alte firme. Dar tu nu poți să iei atâta împrumut când produci atâta. Și atunci se va ajunge la... Uite, tată, pe ziarul financiar. Nu plecați urechea la cântecele de sirenă, și mai bine pregătiți-vă pentru majorarea taxelor. Autor Iulian Angel, editorul ZF. Și spune foarte frumos. Sunt convins că taxele vor fi majorate cât de curând. Cei care pleacă acum urechea la cântecele de sirenă trebuie să-și aducă aminte că dezastrul din 2009-2011 n-ar fi fost atât de mare dacă ar fi existat în acea vreme o politică responsabilă din partea PNL și apoi a PDL. Și că după 2012, după ce a ajuns la guvernare, USL a introdus noi taxe și acum în vigoare taxa pe stâlp, acciza de 7 eurocenți, taxe noi în agricultură, înainte ca electoral să surprindă printr-o relaxare fiscală fără precedent, care a stimulat economia, dar care are costul ei investiții mai mici în infrastructură, spitale de coșmar, pauperizare continuă și fără speranță a satelor Moldovei, Ulteniei, Dobrogei. Exact unde-ți votați, ăia roșii. Dacă cu toții suntem de acord, da, taxele pot scădea. Chiar și spre zero. Dar statul nu este moromete care să zică atunci când îi se cere, n-am! Ce să-ți fac eu dacă n-am? Dar la final, dă ceva. Și nici cetățeanul nu e jupuitul ăla din moromeții care se răspunde răspundă hai mă statule că am tăiat chitanță statul al nostru cel puțin, dacă nu are, nu dă. Că nu are nici o mică rezervă, cum avea Moromete. Dar dacă insist să-ți dea, îți mărește taxele și îți dă. Ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți de unde vine asta. Că venea și o zis-o și domnului Dragnea, eu o cioloș, pe hot news. Da? E ușor să tai taxe și poate să fie chiar impresionant din punct de vedere electoral, dar trebuie să te gândești și ce pui în loc. Și zice Cioloș, și îl dau, sper să înțeleagă toată lumea în România, că e ușor să tai taxe și poate să fie chiar impresionant din punct de vedere electoral, dar trebuie să te gândești și ce pui în loc. Îl mai dau dată decât că poate înțelegă ea care vor să conducă România și care încă nu vorbesc bine limba română. Trăiți, domnul Dragne, mai folosiți decât că avem decât doi candidați. Da? Cum e Cum e? Să mai zic? Mai sunt patru minute. În patru minute pot să vă arăt ce fac alții. Pot să vă arăt ce fac alții. Uite, de exemplu, Finlanda. Finlanda, față de România, este o țară de vis de cele mai bune sisteme de învățământ din lume. Copiii merg la școală și mănânc acolo prânzul, mâncare caldă. Nu poți compara. Eu când am mers în Finlanda, am fost de două ori în Finlanda, și prima dată eram ca un lovit. Știi când te lovește, cât e unul, mai ai văzut în filme, că îi trage câte puf, câte o palmă în ureche. Cum făcea piedone la ăia. Îi lovea cu palmele peste urechi și amețeau. Așa am fost eu, amețit. Pentru că nu înțelegeam nimic din țara aia. E o țară aseptică. Vorbesc în șoaptă. E o țară atât de curată că nu-ți vine să mergi. Tot, totul e pus la punct. E mult prea... E altceva decât Franța, de Germania, Anglia. E totul diferit. Este o țară în care dacă zice că ăsta e pix albastru, ăsta e pix albastru în 1250 de ani. Și ce face? ziarul financiar. Are un premier milionar. Tip de afaceri care sunt ok, lasă afacerile și vin să vedem ce facem cu economia. Vrea să înghețe salariile ca să salveze economia. Problema noastră este că exporturile au rămas în urmă, iar creșterea se bazează pe cererea internă. La noi niciodată nu s-a pus problema asta. Și ți arăt. Singura țară membra zonei euro din nordul Europei încă se chinuie să, țară, să iasă la liman prin intermediul austerității, scrie Bloomberg. După ce toate cele trei mari agenții de rating au retras Finlandei calificativul de 3A, adică cel mai mare, guvernul țării le cere cetățenilor să strângă cureaua pentru a ține pasul cu nemții și cu suedezii, care sunt exportatori mai productivi. Dacă aceștia nu vor proceda în acest fel, Finlanda nu va reuși să iasă din impasul economic în care se află și să-și reducă datoriile acum în creștere, avertizează guvernul. Premierul Juha Sipila, un milionar self-made, care a câștigat alegerile anul trecut promițând să revigoreze economia post-Nokia a țării, spune că exporturile sunt cheia succesului economic. Însă finlandezii vor trebui să producă mai mult, fără a fi plătiți mai mult, dacă țara vrea să-și reducă din diferența de competitivitate de 15% față de principalii săi parteneri comerciali. Da? Uite aici. Ministrul finlandez al comerțului, Kai Mikanen, Declara că perspectivele sunt foarte întunecate, în condițiile în care retorica protecționistă domină alegerile americane, iar legăturile geopolitice SV se deteriorează. Finlanda se bazează pe exporturi pentru aproximativ 40% din PIB-ul său. Finlandezii au spus deja adio perspective unor majorări salariale. Muncitorii au acceptat o majorare de numai 0,4% în acest an și nu vor beneficia de nicio majorare. În 2017 Dragă domnule șef de sindicat Și dragă domnule Dragnea Și dragă doamnă Rovana Plum Că și am văzut că cip cirip Pe acolo ca să mărească Și dragă Blaga cu 700.000 de Deci băieți Dacă voi aveți impresia Că totul e roz Vă înșelați Vă anunț că pentru prima dată Trump este peste Madame Clinton Știți ce înseamnă chestia aia? Eu așa cred în următoarea secundă suntem negociați instantaneu. Și totuși rămâne întrebarea, ca să îi stresez pe câțiva din politică, ce faceți mânc cu văgura voastră dacă unii vor spre vest și alții vor spre est? Să nu îndrăzniți să mă întrebați pe mine că dacă vă răspund, mă închid ăștia. V-am pupilizat.